Marea sărbătoare, Buna Vestire, este cunoscută atât de către cei mari cât și de cei mai tineri după acest nume. Aceasta, sărbătorită anual pe 25 martie, în postul Paștelui, mai este numită în popor Ziua Cucului sau Blagoștevenia. Denumiri care vin și cu tradiții și superstiții. Este o sărbătoare importantă pentru creștini, deoarece este și prima sărbătoare confirmată în documente dintre sărbătorile Maicii Domnului. La începutul timpurilor nu era o dată concretă, iar fiecare regiune o celebra după o dată stabilită de ea. De exemplu, în bisericile din Spania, Milano și Galia, sărbătoarea era pe 18 decembrie. Astăzi, bisericile acordă dezlegare la pește pentru cei care țin post. Eu zic pe an, Buna Vestire, o dată pe an. Asta e dezlegare la pește, care postește. Azi poate mânca pește, se poate... Na, probleme din astea mai... Este importantă pentru credința noastră, pentru... Pentru dumneavoastră, mai ales acum în post, are și o semnificație aparte? Da. Are o mare semnificație. Foarte importantă. Cum să nu fie? E Buna Vestire, nu? Când o Maica Domnului primi viața, va naște pe Iisus Hristos. Foarte important. Dar astăzi nu prea mai crede lumea așa tare. Pe de altă parte, denumirea de Ziua Cucului vine cu superstiții și tradiții știute de bunicii noștri. Cucul este cel care vestește lucrurile importante din viața de zi cu zi a omului. Potrivit tradiției, dacă primul cântec al cucului era auzit pe stomacul gol, în spatele omului era semn rău. De altfel, flăcăii și fetele îl întrebau când se vor căsători. Dacă după rostirea acestor cuvinte, cucul începea să cânte, înseamnă un an de așteptare până la însurătoare, respectiv măritiș. Însă, dacă el tăcea, tăcerea era semn că urmează o căsătorie grabnică. Se mai spune că gospodinele trebuie să pună în această zi pe pragul casei pâine și sare pentru îngeri.